Paul Beganu, fostul prefect al județului Buzău din timpul guvernării PDL, a fost interceptat în această dimineață de jandarmi în fața gărzii de mediu Buzău, unde Beganu lucrează în prezent ca și comisar de mediu. Beganu a fost condus de jandarm la Ploiești, la sediul regional al DNA, pentru a fi interogat de procurorii anticorupție care anchetează o retrocedare suspectă a unor loturi de pădure de peste 5.000 de hectare din zona Gurateghi. Beganu este anchetat pentru că în 2011, în calitate de președinte al Comisiei Județene de aplicarea legii fondului funciar, a semnat punerea în posesie pentru suprafața respectivă. Retrocedarea pădurii de la Gura Teghi are o poveste care a atras atenția procurorilor. După ani de zile în care nu a câștigat în justiție, moștenitorul de drept, un pensionar din București, a vândut pentru 5 milioane de euro drepturile litigioase lui Gheorghe Ceteraș, un fost muncitor necalificat în zootehnie, devenit un important om de afaceri din Ialomița. În 2011, Gheorghe Ceteraș a reușit să câștige procesul de la judecătoria Pătârlagele, fără ca prefectura Buzău, reprezentată de prefectul Paul Beganu, să facă recurs. Peste câteva luni, omul de afaceri Gheorghe Ceteraș este împroprietărit cu pădurea de la Gura Teghi, pe care, mai apoi, a vândut-o cu 20 de milioane de euro unei firme germane. După ce a ajuns în posesia firmei germane, pădurea a început să fie tăiată. Azi, la sediul DNA Ploiești, a fost interogat și omul de afaceri Gheorghe Ceteraș, dar și mai mulți foști și actuale angajați ai Rom Silva Buzău.